Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție România Diversă. O emisiune despre și pentru comunitățile etnice din Moldova. Eroii noștri s-au născut și s-au format aici, în orașul Iași. Dar gândesc și se roagă, iar în casele lor vorbesc într-o altă limbă decât cea română. De altfel, Iașul a fost dintotdeauna un loc în care diversitatea s-a contopit într-o singură unitate, ființa omenească. Iar multiculturalitatea a apropiat și a desființat granițe dintre comunitățile etnice și populația majoritară. Una dintre comunitățile care a avut o importanță în dezvoltarea capitalei Moldovei este comunitatea evreiască. În prezent este reprezentată de o mână de oameni, dar care fac eforturi să ducă mai departe moștenirea strămoșilor și, mai presus de orice, să-și păstreze identitatea. Despre această comunitate vom vorbi în ediția de astăzi cu domnul Albert Lozneanu, secretarul general al comunității evreiești din Iași, căruia îi spun bine ați venit, domnule Lozneanu. Bună ziua, bine v-am găsit. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră aici. Spuneți-mi, vă rog, cum o mână de oameni reușește să ducă mai departe ceea ce au început strămoșii încă din secolul al XV-lea, când s-au stabilit aici. Rețeta este una destul de simplă, cu multă determinare, cu multă muncă, cu multă ambiție și cu multă încredere în viitor. Care sunt provocările cele mai importante care vă stau acum în față? Din păcate, fiind o comunitate destul de restrânsă numeric, cum bine ați spus și dumneavoastră, facem față provocării demografice. Majoritatea membrilor comunității evreiești din Iași au vârste înaintate. Noi, pe cât putem, le oferim asistență socială, asistență medicală, îmbrăcăminte și încercăm pe cât posibil să fim alături de aceștia în viața lor de zi cu zi. Și comunitatea din centrală, să spunem așa, din București, vă sprijină, vă ajută? Mereu, mereu. Sunt programe pe care le facem împreună, sunt programe finanțate de către Federația Comunităților Evreiești și le mulțumesc pe această cale domnului președinte al Federației, domnul deputat Silviu Wexler, care este un om foarte inimos și care ne ajută de fiecare dată când are ocazia. Care este relația cu Israelul? Avem o relație deosebită cu Israelul. Chiar acum, pe data de 29 iunie, vom comemora pagina neagră din istoria Iașului, pogromul antievreiesc din 1941, prin marșul vieții inițiat de rabinul Wasserman, Iosef Wasserman, rabinul evreilor originari din România, împreună cu primăria municipiului Iași. Va fi o manifestare de amploare, spun eu, și vă invit cu drag să participați, pentru că știu că întotdeauna ne sunteți alături. Vom comemora la cimitirul evreiesc din localitate pe cei căzuți, pe cei decedați pentru simplu fapt că s-au născut diferiți, că s-au născut evrei. Și da, într-adevăr, avem o relație deosebită și cu ambasada statului Israel. Va fi invitat și domnul ambasador, noul ambasador, excelența sa, domnul Reuven Azar. Chiar acum, pe data de 17, sunt invitat la un concert la Opera Națională din București, organizat de către ambasada Israelului, de către excelența sa, domnul Reuven Azar. Spuneți-mi, vă rog, cum s-a schimbat comportamentul, viața evreilor din Iași din momentul în care a început să se comemoreze pogromul, să se celebreze toate sărbătorile așa, cu voce tare? Nu s-a schimbat, însă am realizat un lucru deosebit, am tras un semnal de alarmă, am conștientizat tânăra generație care participă în număr destul de mare la aceste manifestări, pentru că este un lucru foarte important să se cunoască, să se știe istoria Holocaustului, se va studia și în școli, începând cu la anul. Vor fi clase de elevi care vor comemora împreună cu noi, profesorii le organizează periodic lecții despre istoria Holocaustului, ceea ce este un lucru deosebit.
Sărbătorile din comunitatea evreiască sunt pline de voie bună, de distracție, de muzică, dar și de multă rugăciune. Așa este. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră care este rolul și locul sinagogii în viața comunității evreilor. Rolul sinagogii este unul vital. Fără o sinagogă n-ar putea exista o comunitate evreiască. Sinagoga la noi are trei roluri. În primul rând este Beit HaKneset, este loc de întâlnire, oamenii se adună bucuroși că se revăd. Este Beit HaSefer, loc de studiu, unde oamenii pot studia pasaje din, știu eu, Talmud, din Tora sau alte scrieri religioase. Și este Beit HaTfila, este locul de rugăciune unde ne închinăm Atotputernicului pentru pace, pentru sănătate și pentru tot ce este mai bun. Rugăciunea a luat locul jertfei. Cât exista templul lui Solomon în Ierusalim, era un jertfelnic. Nu mai există templu, a fost dărâmat de două ori, după cum bine știți, în istorie, și rugăciunea ușor, ușor a luat locul jertfei și reușește să adune oamenii împreună. Este un rol vital, aș spune, al sinagogii. Sunt anumite rugăciuni care necesită 10 oameni, prezența unui minian, a 10 bărbați adulți evrei. Adult, bărbat adult evreu înseamnă cel trecut de 13 ani, cel confirmat, care are bar mitzva, confirmat la Tora și care este responsabil pentru faptele sale în fața divinității. Sunt anumite rugăciuni care necesită acest minian, cum ar fi Kadesh, cum ar fi Barhu, cum ar fi Amida. Încercăm pe cât posibil să facem acest minian și noi sâmbătă la Sinagoga Mare din Iași, pe care cu siguranță ați vizitat-o și o cunoașteți, cea mai veche sinagogă din România, construită în anul 1671 de către rabinul Nathan Hanover. Dragi prieteni, o comunitate în care orice lucru important începe și se termină în sinagogă. Vă invit să urmărim împreună un reportaj realizat la sărbătoarea recentă din comunitatea evreilor din Iași și din întreaga lume, la celebrarea celei de-a 75-a aniversare a Constituirii Statului Israel. Muzică, dans și voie bună au sărbătorit și membrii comunității evreiești din Iași, alături de evrei din întreaga lume, cea de-a 75-a aniversare a independenței statului Israel. Oameni simpli, personalități reprezentative ale mediului academic și cultural ieșan, artiști, cu mic cu mare evrei și invitații lor s-au adunat sub cupola Palatului Braunstein din capitala Moldovei, unde a fost găzduită manifestarea dedicată Zilei Naționale a Patriei pentru evreii din toată lumea. La 14 mai 1948, David Ben-Gurion, primul prim-ministru al Israelului, a proclamat independența statului reînființat după aproape 1900 de ani. După secole de exil și persecuție, evreii și-au recăpătat dreptul la o patrie națională. Evreii ieșeni s-au bucurat pe acordurile muzicii tradiționale, au cântat evreiește și au rostit rugăciuni pentru zile binecuvântate și pace în lume, și în memoria soldaților evrei căzuți în războaiele pentru libertate. Israel vrei trei lucruri. Una, Israel vrei și tot evrei de sunt în Israel și o să fie preună. Două, tot evrei de sunt afară din Israel, la România, la America, la Mexico, la Israel vrei, și asta e scris la carta de evrei, vrei, Israel vrei și dem, și evrei dem respect. Și trei, și trei, asta e cadou, și o să fie pace la tot lume. Shalom, shalom, shalom.
Ziua Independenței Israelului este o sărbătoare care celebrează și onorează cultura evreiască și valorile sale. Nu întâmplător să vorbim aici 75 de ani de la Independența Israelului. Acest palat a fost construit de un evreu și apoi donat municipalității Jene. La Marea Sărbătoare a Evreilor au fost prezenți reprezentanții ai autorităților locale, ai diecezei catolice, prieteni și simpatizanți ai comunității evreiești. Acesta este poporul evreu. Ei știu să se bucure, ei știu să cânte, ei știu să-și slăvească eroii și știu că trebuie să ducă mai departe tradiția poporului, obiceiurile lor și mai ales să-și sfințească pământul natal. Important la care și comunitatea evreiască din Iași și ieșenii și moldovenii și toți românii le urează din suflet la mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate, și să-și păstreze acele principii care ni le-au implementat și nouă de-a lungul secolelor, și să nu uităm că această comunitate evreiască a ajutat mult, mult statul român, în primul rând să se formeze ca stat unitar și, nu în ultimul rând, ne-a ajutat să ne păstrăm limba, tradițiile, obiceiurile și să strălucească la fel cum au strălucit și în trecut, dar și astăzi, și ne-au sugerat cum să-i pregătim pe tineri pentru viitor. Avem ce învăța de la această comunitate ca odată numeroasă în Iași? Am trăit printre evrei, atât la grădiniță, școala primară, fiindcă sunt din Răducăneni, dar mai ales am trăit printre colegii evrei de la Colegiul Costache Necruții și erau elevi foarte buni, conștiincioși, modești, silitori și aveau o calitate în plus. Niciodată nu vorbeau mai mult decât trebuie, dar totdeauna i-am considerat colegi și buni prieteni. Tema evenimentului prin care evreii din Iași au sărbătorit trei sferturi de secol de independență a țării pe care Dumnezeu le-a dat o moștenire cu secole în urmă lui Avram, Isaac și Iacov a fost împreună ca frații pentru totdeauna. Cu inimile bătându-le la unison, evreii ieșeni au cântat Am Israel Hai. Împreună ca frații pentru totdeauna. Am văzut că aceasta a fost tema sărbătorii și vreau să vă întreb cum își propune comunitatea în acest moment să contribuie la dezvoltarea în continuare a urbei noastre. Noi, bineînțeles, că ne propunem mereu mai mult, mai bine, mai frumos. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși, să putem împreună, evrei, neevrei, oameni de bine, să creăm punți de dialog, să creăm împreună programe interesante pentru, și ați văzut, unul dintre ele era la Palatul Braunstein, un program deosebit de Ziua Israelului. Avem un proiect, îmi place mie să spun, un proiect deosebit pentru valorile culturale ale Iașului. Ne-am propus să facem un proiect cu toate cultele religioase din Iași. Acesta se va numi Iașul istoric în lăcașuri de cult. Am promisiunea că va fi finanțat de către Secretariatul de Stat pentru Culte și va consta în interviuri, câteva declarații de la fiecare cult, al fiecărui reprezentant de la fiecare cult în parte,
o masă rotundă, dezbateri și la urmă să fie un filmuleț de prezentare a, să zicem, Bisericii Armenești, care este una foarte veche, a Bisericii Lipovenești din Iași, a unei mănăstiri ortodoxe, creștin-ortodoxe, a sinagogii mari, bineînțeles, și cred că acest proiect va fi unul de impact. Ați reușit să îl anunțați, să-l faceți public sau încă nu, suntem noi primii? Este în premieră. Am schițat câteva idei, câteva direcții. Urmează să mă adresez colaboratorilor pentru a putea iniția cum trebuie. Interacțiunea dintre cele două culturi, cea românească și cea evreiască, este vizibilă. De-a lungul timpului, mai mult de atât, imnul Israelului, Hatikva, pleacă din Iași. Pleacă din Iași, așa este, ați punctat foarte bine. Hatikva, care se traduce prin speranță, pentru că asta ne leagă de mii de ani pe noi evrei, speranța într-o țară a păcii, într-o țară a demnității. Scris de către un poet cu origini galițiene, Naftali Herzimber, care în anul 1877 se afla la Iași și a compus acest minunat poem, Hatikva, Speranță. Kolot balevav penima, nefesh yehudi homia. Atâta timp cât în inimă bate o inimă evrească, atâta timp va exista poporul evreu. Și avem și partea cealaltă, când imnul Iașului. Sigur că da. Cântecul făcut celebru de către maestru Ștefan Pintilie, Iașule, Iașule, mândră cetate, da. Este un cântec, se trage dintr-un cântec idiș, Tumba la Laica, un cântec cântat de către evrei din spațiul fost sovietic, Tumba la Laica în limba idiș, în limba natală, în limba mameluș, în cum spune noi, limba maternă a evreilor esteuropeni, un cântec deosebit. Despre ce este acel Tumba la Laica? Tumba la Laica este un cântec de dragoste. Un cântec de dragoste despre un băiat îndrăgostit de o tânără frumoasă care nu vrea să-l bage în seamă, cum se întâmplă de multe ori și în viața reală. Și tânărul necăjit se gândește ce trebuie să facă pentru a-i atrage atenția frumoasei fete. Iar fata îi spune că, băiatule, flăcăule, este atât de simplu, tu nu auzi inima cum cântă, nu vezi cum o inimă plânge fără să verse lacrimi. Deci sunt niște versuri absolut emoționante în Tumba la Laica. Un cântec de dragoste, da. Care s-a transformat într-un imn al orașului Iași, orașul celor șapte coline. Da, da. Într-adevăr, este o interferență care de-a lungul timpului s-a dezvoltat și, după cum se vede, nu se va opri aici. În continuare, vă invit să îl urmărim prin Zoom pe un alt prieten al nostru. Este vorba despre domnul Nelu Con, cel care este regizor, om de radio, muzician în Franța, la Paris, dar iubește România și mai ales iubește Iașul. Aici și-a început cariera și aici a decis că vrea să ajungă un mare muzician. Am plecat după bacalaureat, deci aveam 19 ani când am plecat. Deci aveam bacalaureat la liceul de muzică. Am făcut vioară și pian. Era un vis, pentru că practic de când aveam 10-11 ani, visam să plec, ascultam ca toți tinerii din generația mea Europa Liberă și visul nostru era să plecăm în Occident, cum se spune atunci. Când am ajuns în Israel, am făcut un concurs să intru la Rubin Academy, la Academia de Muzică din Ierusalim. Și după aceea am venit la Paris și am făcut un concurs să intru la conservator. Și pot să spun că nivelul pe care le aveam vine din România, de la liceu de muzică din România. Am avut o pregătire foarte bună. Când am ajuns aici,
Nu pot să spun că m-am pregătit aici, ca să, aici în Franța, ca să intru aici la conservator. Am intrat la conservator cu nivelul pe care îl aveam din România. Ceea ce e o dovadă din nivel înalt. De altfel, după aceea am... În momentul în care am intrat la conservator, am scris o scrisoare, doamnul Uncheșelu era diriginta mea la liceul de muzică, și când am terminat studiile, când am obținut diploma de la Conservatorul Național Superior de Muzică din Paris, i-am trimis și o fotocopie a diplomei, pentru că și i-am spus că datorită ei am putut să fac, datorită pregătirii pe care dânsa mi-a dat-o în liceu. Am ajuns la nivelul ăsta și am putut să fac studii la acest nivel. Am avut episoade, cum să spun, incidente la școală, incidente și negative și pozitive, pentru că este un antisemitism negativ, nu este necesar să descriu, și un antisemitism inconștient pozitiv, în sensul în care când făceam o... nu eram disciplinat sau era o problemă, aveam o problemă la școală, profesorul putea să spună lui tatăl meu, pentru un evreu nu e bine să facă așa ceva. Deci pentru un evreu? Orice, un copil e un copil. Însă el își imagina, profesorul când spune asta, că face un compliment. Însă în realitate e o formă de antisemitism, pentru că e o formă de a face o diferență între copiii care sunt evrei, care nu sunt evrei. De exemplu, despre pogromul din Iași, știam de la mama mea multe lucruri, însă la școală niciodată nu s-a vorbit despre asta, la lecții de istorie n-a vorbit niciodată. Și vă dați seama că liceul de muzică în momentul acela era în spatele filarmonicii, deci practic la câteva sute de metri de la chestură. Dar eu nu știam că în locul acela a fost chestura. Da, pregătesc, sunt destul de avansat la un film care... asta a fost prima parte, pogromul de la Iași. A doua parte o să fie despre Transnistria. Și Transnistria și Transilvania. Eu am plecat în 1975. Deci m-am întors de multe ori, pentru că tatăl meu trăia încă la Iași. Deci în primii ani mă întorceam regulat și după aceea am avut o perioadă lungă după decesul tatălui meu, în care timp de 15 ani nu m-am întors și am văzut o schimbare radicală, o schimbare foarte importantă. Am mare plăcere acum în ultimii ani să vin la Iași din multe puncte de vedere. Deci am găsit un Iași care nici n-am visat că într-o zi o să fie așa un oraș și frumos și cu oameni zâmbitori. În fine, eu mă simt foarte bine când vin la Iași. Am revenit în platou. Iarăși, teatrul, primul teatru în limba idiș, pleacă tot de la Iași. Sigur că da. Primul teatru în limba idiș se numea La Pomul Verde, a fost înființat de către celebrul Avram Goldfaden în anul 1876. Chiar Mihai Eminescu face o cronică a unei piese jucate de către trupa lui Goldfaden în Curierul de Iași, Eminescu având cuvinte laudative despre calitatea jocului actorilor. Din păcate, clădirea a fost distrusă de un incendiu, a fost refăcută, după care a fost refăcută în anul 1911 și închisă în anii războiului, cum multe lăcașuri de cultură au fost închise. Vreau să menționez că actori evrei cu legături în Iași, există actori celebri de la Hollywood, mama lui Dustin Hoffman, celebrul Dustin Hoffman este evreică originară din Iași. Lauren Bacall a fost fiica Nataliei Weinstein, născută la Iași în 1901. Deci iată ce personalități
aș putea spune, a dat orașul Iași. Și nu numai, ar mai fi multe, nu ne ajunge timp ca Sigur. Să le enumerăm pe toate. Iarăși sunt romanțele românești, vestitele romanțe, care au accent din muzica evreiască. Oricum, cum am mai spus, între cele două culturi există Absolut. O legătură strânsă. Absolut. Eu vă rog să ne spuneți, înainte de a încheia emisiunea, ce vă doriți pentru mica comunitate evreiască din Iași? Îmi doresc, în primul rând, sănătate. Îmi doresc să ne facem auziți, să fim o voce auzită. Îmi doresc să fim, Kol Israel Arivim Ze la Ze, să fim responsabili unul pentru celălalt, cum frumos ne învață religia noastră, religia iudaică, care este prima religie monoteistă, să creăm punți de dialog, punți de prietenie cu cei din afara comunității și împreună să putem face o lume mai frumoasă. Frumos spus, Doamne ajută, așa Doamne să ajută. Fie. Eu vă mulțumesc pentru prezență și să ne revedem cu bine. Din suflet vă mulțumesc. Dragi prieteni, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție România Diversă. Până atunci, rămâneți alături de TVR Iași. La revedere!